Da, vom pleca, dragi prieteni, de la, Onești, era să spun Bacău, din dreptul hotelului Trotuș, strada Belvedere numărul 1 și ne vom îndrepta spre Bacău și ne vom opri ca destinație la prefectura județului Bacău. Vizionare plăcută, o să mai vorbim pe traseu. O să pun un pic de muzică în surdină. Da, facem aici sensul, dacă puteți, un fel de sens girator, dar nu e. Pur și simplu ne întoarcem prin fața hotelului Trotuș. Trecem prin stația de taxi. De aici se pot lua taxi, mașini taxi pentru orice destinație în Onești și în afara Oneștiului. Deși, sincer să vă spun, prefer să merg prin Onești pe jos. Este un oraș mic, frumos. Cândva se spunea că este orașul cu cele mai frumoase fete. N-am zis femei, fete, da? Și femei. Hai, ca să nu se supere și doamnele pe noi. Ne deplasăm pe Bulevardul Republicii, strada principală, dacă aș putea spune, de trafic al locuitorilor de Onești. Strada din stânga noastră paralelă este strada Oituz. Se poate traversa Oneștiul pe strada Oituz dacă vii cu autoturism, iar prin partea dreaptă, pe varianta Libertății, pentru mașinile mari. Este o zi de vară, în cât suntem, Adriana? 8 iunie, temperatura în acest moment este 26 de grade, circulația în Onești este la o oră medie, nu sunt prea multe mașini, prea puține. Vremea este foarte frumoasă, sper să aveți parte de imagini HD la calitate foarte bună. Și în primul rând ne adresăm cu această filmare șoferilor începători care vor să cunoască mai bine județul Bacău, dar și turiștilor care își propun să treacă pe la noi. Având în vedere că Onești este un oraș cu o bogată tradiție artistică, culturală, sportivă, Nadia Comăneci s-a născut și a crescut aici la Onești. Ne îndreptăm spre zona gării. Trecem prin dreptul, în dreapta noastră, liceul Petru Ponin, cu un liceu, muzeul de istorie în partea stângă. S-ar părea că semafoarele sunt sincronizate, dar pur și simplu cred că e vorba de o coincidență. Face sensul giratoriu aici, la intersecția cu gara. Suntem pe calea Mărășești. În spatele nostru este drumul spre Ajud, acum ne îndreptăm spre ieșirea către Bacău. Ajungem în curând în zona monumentului, așa cum o cunosc oneștenii. În dreapta este unitatea detașamentului de pompieri Onești. La dreapta ar fi strada Cireșoaiei, unde mergem să ne plătim facturile de energie electrică și gaze. Adrian, tu mai șoptești când...
răsunăm cu mașina. Suntem chiar la monument. În curând vom trece prin dreptul benzinăriei MOL, o firmă ungurească. Facem reclamă gratuită la televiziunea noastră, deocamdată este așa promoțional, podul peste râul Trotuș. Și aici în față este benzinăria Gabi și Deli, e cea mai veche benzinărie din Onești. În dreapta este un motel, așa îi spunem, la fane, la barieră. Și un depozit de mobilă a unui frate de-a lui, care a lucrat foarte mult în străinătate. Ajungem la trecerea de cale ferată, la barieră. Ne vom asigura, chiar dacă lumina roșie nu este aprinsă, este bine, dragi conducători auto, să vă asigurați temenic la trecerea de cale ferată. Lucrăm totuși cu instalații electronice și ele se mai pot defecta. Aici am văzut și zilele trecute o zonă proaspăt asfaltată. Reasfaltată. Ne apropiem de intersecția cu cartierul Slobozia, care este în dreapta noastră, unde au avut loc cu ani în urmă dezastre naturale, inundații. Aceasta este intersecția cu cartierul Slobozia. O să vedeți și cartierul Berș, unde s-au mutat foarte multe familii care au fost sinistrate la acele inundații. Ne-am încadrat deja pe drumul către Bacău. În dreapta sunt case, în stânga un nou restaurant, Hanul Cavalerului, foarte nou. Este o investiție făcută de o familie de tineri care au plecat în străinătate și au reinvestit aici în Onești. Cartierul Belci, în dreapta, firme pe stânga, ne așezăm ușurel la drum. Vizionare plăcută! În acest moment ieșim din Onești. În dreapta posta locația restaurantului Belci. Distanța până la Bacău, aproximativ 50 de kilometri.
Dacă e prea cald în spate, vă puteți da geamul în jos. În timp ce vom vedea acest traseu, domnul Adrian ne va face o cafea, ne va servi cu whisky aici la bordul mașinii, mai ales șoferul. Mai glumim. Dacă ar fi să catalogăm acest drum, traseu, cum vreți să-i spuneți, între Onești și Bacău, având în vedere că știu foarte bine majoritatea drumurilor din România, este unul din drumurile proaste, cu denivelări, cu gropi, cu tot felul de capcane, mai ales pe marginea șoselei. Celor care vin dinspre Brașov și merg spre Bacău, le recomand totuși să meargă cu destul atenție, sunt foarte multe curbe. Dar în schimb se mai compensează cu natura, cu vegetația din stânga și în dreapta. Mi-aduc aminte, acum câțiva ani am fost în sudul Greciei, în Sparta, și am văzut că grecii au vopsit o stâncă pur și simplu cu spray din ăla care îl folosesc tinerii pentru graffiti. Era un munte, o stâncă mai bine spus, foarte mare, vopsită în verde. Așadar, să nu ne plângem noi românii, că Dumnezeu nu ne-a dat. E o zonă în care depășirea este extrem de dificil de făcut. Încercăm să păstrăm o distanță suficientă față de mașinile din față. De asemenea, încercăm să ne încadrăm în viteza legală de 50 de km la oră. Nici nu s-ar putea circula cu viteze mai mari în localități. Este vară, este frumos. Până la urmă, România e frumoasă, cu calitățile și defectele ei. Intrăm în comuna Bârsănești. În comuna Bârsănești este prietenul nostru Nelu Butucaru, cel care a organizat în acest an zilele primăverii, nu? Acele spectacole al verii, undeva probabil mai în vară, mai în august, la sfârșitul verii. Da. Deja de la 3-4 mașini se formează coloană pe acest traseu. Aici este intersecția cu Bârsănești.
păstrăm traseul înainte spre Bacău. Vom face aproximativ încă 45-50 de minute până în Bacău. De fapt, până la punctul de destinație. Depinde acum și de circulația din Bacău, de cât de aglomerat este Bacău. Se fac multe depășiri pe această porțiune. Noi am preferat să rămânem încadrați în limita vitezei legale. Prietenul meu o întrebare lui Adrian, întrebare capcană, să văd dacă știe. Va urma un pod. Peste ce râu este acest pod? Tazlău. 10 puncte. Ai câștigat respectul meu. Asta nu mai știu dacă e. Avem în spate criticul nostru de traseu. E Tazlău care trece, care vine chiar din Tazlău. Nu? Tazlău Neamț. Este izvorul, trece prin satul Frumoasă unde m-am născut eu, prin comuna Balcani. Băsești, Pârjol, Dudaș, de acolo. Bănuiesc că acesta este râul. Mai comentăm pe traseu pentru a sparge un pic monotonia. Aici o zonă de drum foarte, foarte proastă. Plătim taxe și impozite la timp și cât trebuie, dar nu avem. Nu beneficiem de drumuri bune încă în România. E mult de lucru în această zonă.
de comuna Lidești. Tot acest traseu sunt foarte puține zonele în care se pot face depășiri. Curând o să vă prezentăm un traseu complet de la Onești la Budapesta. Având în vedere că, din câte știu eu, prin Oradea trebuie să trecem, până acolo mă descurc. De acolo o să rog pe Adrian să preia inițiativa. Dar sună bine, din Onești la Budapesta. Am avea de gând să merg la Budapesta. Iată că s-ar putea realiza cât de curând și acest traseu. Va trebui să cumpărăm mai multe memory stick ca să le putem lipi unul de altul. Îți dai seama cine are răbdare să se uite la un film numai cu deplasarea mașinii de la Onești la Budapesta. Aici avem o căruță într-o curbă foarte periculoasă, foarte multe accidente am văzut aici în această curbă. Chiar lângă, în proximitatea primăriei. Domnișoare, ce cauți în mijlocul drumului? De la Livezi. Domnul primar și consilierii au deschis campania electorală încă de anul acesta. Zona în lucru, avem limitare de viteză la 30 de km la oră. Dorel lucrează de zor. Trag apă, foarte bine. E nevoie de apă peste tot în România. Angela, fata mea cea mai mare, care lucrează în Abu Dhabi, mi-a spus că acolo energia electrică este gratuită, iar apa costă mai puțin, deci undeva la 60% față de metru cub de apă din România. Aș prefera atunci să stau în Sahara, dar nu beneficiez de celelalte condiții climatice. Adrian mi-a spus la un moment dat că e greșit să spun eu că e mai ieftină și că este doar subvenționată, dar oricum eu vorbesc din punct de vedere al omului care scoate banii din buzunar. Viața în România a devenit o chestiune de lux. Un sociolog zilele trecute, cred chiar aseară, spunea pe Digi24 că România devine pentru români, sau mai bine spus, românii sunt chiriași sau devin chiriași în propria țară, pentru că, așa cum spuneam eu într-o poezie publicată pe internet,
țara se vinde încet, dar sigur, bucată cu bucată. Deci vom fi musafiri în propria noastră țară. Fără discuție, sunt mecanisme la nivel macro pe care noi oameni obișnuiți nu le înțelegem, dar având un pragmatism putem să spunem lucrurilor pe nume că e păcat de această țară frumoasă, că n-am știut să o punem în valoare, în contextul european, bineînțeles. Avem în fața trecut un domn cu antenă de radio, că merge foarte repede, asta înseamnă că nu sunt echipaje de poliție în zonă, dar nu înseamnă în mod garantat că nu pot apărea. Așadar, încercăm să ne păstrăm viteza de croazieră, ca să glumesc așa. Și având în vedere că întotdeauna nu ne grăbim, ne luăm o marjă de timp, vom ajunge la Bacău în spațiul de timp pe care ni l-am propus. Aș lăsându-le, suntem deja la jumătatea distanței până la Bacău. La stânga este o intersecție către Florești și către Tescani. Tescan care ne aduce aminte atât de, în primul rând, de muzica lui George Enescu, dar și de creația artistică, plastică și literară din județul Bacău, tabere de creații care s-au ținut aici la Tescan mulți ani la rând. Deci, 15 ani ne vom aduce aminte de aceste căruțe care încă mai circulă pe drumurile județene. Sunt foarte periculoase în această zonă noaptea, pentru că nu folosesc, în marea majoritate nu folosesc lumini de avertizare.
Vorbeam de retribuția pe un an. Așa e la american, nu? La american cum e? Cât ai pe an? O zonă experimentală de drum făcută de extraterestri. În acest moment vor să... Am ieșit din această zonă dubioasă. Ne apropiem de Măgura. Măgura Băcăoană. Pentru că aici un restaurant, un motel, un hotel nou, cum îl cheamă, Cataleia. Cataleia, o plantă foarte rară, Cataleia, o floare, o... floare foarte frumoasă o și rară. Orhidee, da? Vă recomand să vedeți și filmul Cataleia. Este un film extraordinar. Nu o să vă povestesc tot filmul acum, dar în orice caz un copil, o fetiță cu acest nume asistă la moartea părinților săi, o moarte comandată de către mafioții care contrabandiști de droguri și care mai târziu, când va crește mare, își va răzbuna părinții. O să vedeți ce fel de luptătoare este ea. Este un film foarte bun, te ține cu sufletul la gură. Eu am un catalog al filmelor pe care le-am vizionat până acum. Sunt și cinefil, printre altele. Dar nu atât de cinefil și comentator ca CTP. El e doctor în zona asta. În lista mea, filmul Cataleia a luat nota 8, dar vă pot spune că nu am dat încă note de 9 și 10 la filme. Mai am timp să descoper acel film. Nu iau ca și criterii premiile de la Cannes. S-ar părea că de foarte multe ori și aici își spune cuvântul subiectivismul, nu sunt eu în măsură să judec aceste lucruri, dar pentru noi filmul cel mai bun e filmul care îți place cel mai mult, așadar voi veți vedea filmul și vă veți face propria apreciere. Suntem aproape de Bacău, 16 km, suntem pe Măgura, hotel Măgura aici în dreapta, proprietate a familiei Budeanu din Bacău, cei care sunt și acționari la firmele care distribuie apa din Onești, apa potabilă, acea apă scumpă de care vă spuneam. Ne propun și un parc de distracții, nu l-am văzut încă. Recomand șoferilor mai la început de carieră să folosească frâna de motor în această zonă.
singurul drum care comunică singurul, cel mai scurt, între Bacău și Onești. Pentru cei care au timp și bani și vor drumuri foarte bune, le recomand traseul Bacău, ajut Onești, până la intrarea în Onești. Mai puțin de 15 minute vom intra în municipiul Bacău. Orașului Bacovia. E clar că tradiția literară s-a păstrat aici, în Bacău. Nu numai datorită numelui, ci oamenilor care au activități în acest domeniu. Evident, mai mulți publiciști, mai mulți jurnaliști, mai mulți scriitori, poeți aici în Bacău. Ești Teatru Bacovia. Este și Filarmonica de la Ateneu. Sunt multe chestii care merită văzute. Dar nici noi cu Oneștiul nu ne lăsăm. Noi facem filmări pe drumurile județene. Fie ceva. Tot aici în zonă s-a construit un hotel de lux, un hotel foarte bun, îl recomand. Șura cu Dor, un nepot de-a meu a rămas aici ca administrator. A murit domnul Victor. Aici e zona unde făceau pe timpul Ceaușescu șoferii teste că merge mașina la deal. De fapt e o iluzie optică. Nu e nimic paranormal. Comuna Măgura. Aici locuiește familia Ciosu, mătușa mea, în Măgura. Nea Vasile, căruia i-am dedicat eu și am promovat melodia cu Nea Vasile, a murit săracul. Dar cele trei butoaie au rămas neatinse. Butoaiele cu vin încă mai există aici la Măgura. Bine, la toamnă vom pune umărul la cules și vom umple butoaiele din nou. Dacă doriți să intrați în comuna Măgura, în scurt timp există un drum la stânga, chiar aici unde sunt puse semnele. Ultima localitate înainte de Bacău, pe stânga fabrica de vopseluri Farbe. Pe aici, pe acolo s-au mai peticit drumurile, dar o floare nu se face primăvară.
așa este, în Marea Peticeală, în fiecare an Peticeală. Și românul ar fi tentat să spună, bine măcar că se face și atât. Nu! Atitudinea cetățeanului care își plătește taxele și impozitele trebuie să fie asta. Nu! Asfaltați-ne drumurile pe care circulăm. Noi plătim taxele și impozitele, deci avem dreptul la drumuri bune, nu peticite. Dreapta noastră este zona conexă a aeroportului Bacău cu terenuri agricole care s-a încercat. Dacă nu o fi murit ăla. O luăm pe sub pasaj. Un lucru foarte bun, m-am bucurat tare mult acum câțiva ani când am aflat de acest pasaj, pentru că scutește foarte mult traversarea integrală a orașului pentru a ajunge în acest punct de ieșire. În dreapta și în stânga unități militare aici în Bacău. Și ca o... Ce-a mai rămas din armata noastră. Și penitenciarul care se află aici undeva pe dreapta. Și culmea, penitenciarul din Bacău este pe strada Libertății. Să tot ai libertate. Aici este, chiar acum trecem prin dreptul lui. Vom intra în pasajul de care vorbeam pentru a ne încadra spre centrul Bacăului. Iată, așa cum am promis, în 50 de minute am ajuns deja, mergând corect, la Bacău. Deci dacă te grăbești între Onești și Bacău, nu poți să câștigi mai mult de 15 minute și ca să plătești acest preț, să spui viața în pericol pentru atâtea minute, nu cred că este sănătos. În această zonă am avut o locuință pe care părinții mei au vândut-o. Chiar lângă Crucea Roșie Bacău, este la câteva case de aici mai încolo. După care ne-am mutat familia în cartierul CFR, pe strada militară. Poate vreodată o să ajungem și acolo. Ea a rămas în posesia unei surori de mele, dar ea e plecată în Italia. Toată familia Ungureanu, prieteni, rude, nepoți, verișori, unchi, mătuși, toți sunt la Torino, în Italia. Ciao Italia cu această ocazie.
facem și dedicații în cadrul filmărilor noastre. Eu am zis că în România, pentru cei care vor să... Da. Putem lua la dreapta pe aici, nu? Următoarea. Unde chiar aici? Nu, un pic mai încolo. Cum se cheamă strada asta? Era cândva și... Școala Populară de Artă era undeva pe stânga. Aici, în zona aceasta, pentru a scurta drumul, în zona asta și ceva cu peințele, cu Unu Bacău, televiziunea Unu Bacău, e Onu, e On. Nu mi-am dat seama când a murit muzica de pe radio, probabil pe măgură. Aha. Aici, în clădirea asta veche. Aici am făcut o școală populară de artă. Cu atât am rămas în muzică. Dar mi-a prins bine. Era pe vremea când Doru Sascău, dintr-o familie de muzicieni, preda pianul, iar Florin chitara. Luăm la dreapta aici. Așa, să vedem, ne asigurăm temeinic, nu avem probleme. Unde? Aici trebuia? Nu. Mai încolo. A, la stop, mergem prin față pe la Decebal? Da. Bun. Mai și după pe Bulevardul Central până la... Așteptăm să avem și un verde. Noi folosim, dragi telespectatori, o telecomandă proprie, chiar o vom utiliza ca să schimbăm culoarea la semafor, chiar în acest moment s-a schimbat pe verde, ați observat, și avem prioritate, uitați, n-au timp nici cei din față să ajungă. Folosim această telecomandă pentru semafoare în mod experimental. Dacă doriți să cumpărați această telecomandă, o să vă lăsăm și pagina de internet. O să ne încadrăm la dreapta. Pentru cei care circulați mai des în București, vă prind bine aceste mici trucuri. Nu știu cât le vor aprecia băcăuanei. Am încercat eu la Onești odată, dar nu m-au ajutat foarte mult. Am încadrat pe bulevardul principal. Ah, pe lângă primărie, pe aici. Pe aici, da? Iar pe lângă... O luăm în stânga, în dreapta? A, găsim un loc de parcare aici? Da, să studiem un pic problema. Acolo la un urmaș duce, dacă ar pleca domnul ăla care are farurile aprinse, ar fi bine. În spate. Adrian, poți opri filmarea? Am ajuns la destinație de aici.